ce alte acțiuni se fac de către echipele de SEO ca să optimizeze bugetele de marketing. Îmi place întrebarea asta, să vede că vine de la unul care face SEO și nu a făcut pe per click, e, la fix. Bun, ca să optimizezi, pe tine nu te interesează să optimizezi costul pe click. Înainte de toate, pe tine te, exi, te interesează să optimizezi ROAS. -ul. Deci okay. obiectivul trebuie să fie la nivel de ROAS. Dacă tu ești bine ca și business în roas respectiv, noi ar trebui, ca și agenție, să scalăm cât se poate de mult campaniile tale ca să rămâi în roasul pe care tu-ți-l dorești. ne raportăm la or, roas, nu la cost per click. Uh -huh. Deci, costul per click poate să fie oricât atâta timp cât roasul este. Dacă tu dai 10 target. lei pe un click și ți-a adus, ți-a ți generat 200, te deranjează? Nu, clar nu. Despre asta este vorba. Deci, trebuie să ne raportăm Hai, la ROAS. Să am un 20 roas, e nice mai ales în, în zona asta care este competitivă. Da, deci nu trebuie să ne raportăm la costul pe click, trebuie să ne raportăm la ROAS sau la cost pe venit, depinde cum își face clientul business plan.